Președintele PSD Argeș Constantin Niculescu a declarat astăzi că reprezentanții Uniunii Social-Liberale au hotărât să amâne încheierea acțiunilor. Domnia sa spune că vor să ceară aprobare pentru încă 10 zile de proteste în Pitești. Din cele 16 zile de meeting, două dintre ele au fost organizate de USL. Ei bine, protestatarilor piteșteni li se vor alătura în aceste zile și reprezentanții USL. Deși se anunță un gernă praznic, liderii invită la acțiunile lor pe oricine dorește.